răspuns nostru, Pasia, vă spun ca simpli cetățeni, cu speranța că veți spune odată adevărul și nu veți lucra pentru nimicirea României. Până la eliminarea acestei bande de trădători de țară care în strâns legătură cu străinătatea a organizat lovitura de stat. În fața loviturii de stat nu răspund. Celor care au chemat armatele străine în țară nu răspund. Tema de stat, de Marea Adunare Națională. Cei care prin lovitură de stat, prin trădare, au uzurpat puterea, cum s-a întâmplat sute și sute de ani în istoria României, au sfârșit până răspunde în fața poporului. Da. Puteam fi împușcat fără niște mascarat. Și omul ăsta. Și nu o da. De ce am fugit fiind asta de loc? Nu o da. Rău e definitiv. Cine a dat lovitura de stat, poate să-mi proște pe oricine. De care să din țară să încate. România va trăi veșe veci cu toți trădătorii, oricât vor fi. Va trăi România și poporul român liber, nu cu trădători. Dacă acest inculpat paranoic n-a mai are niciun cont, să încheiem și noi conturile, că se pare că nu ne putem înțelege. Vă rog să procedeți la ascultarea inculpatului Ceaușescu. Mai aveți de pus întrebarea că Ceaușescu nu mai are rezi. Ce voi trimite o judecată pentru insultă. Dacă este lează să fie ca să facă procesul. Cel care zice că ar fi procuror, te voi trimite în judecată pentru insultă. Da. La comisia de judecată. Și la comisia de judecată. Da. Și o să-l judece. Asta e adevărată judecată. În rândul muncitorilor, la comisia de judecate. Da. Domnule Ceaușescu, cred să zic ceva, pentru că eu fac parte din oamenii care asistă la procesul dumneavoastră. Există de ceva. Deci totuși nu vă înțeleg. De cine ați vrut să răspundeți la întrebări? În fața asta, răspund conform Constituției țării. Și cineva a zis că mă. Am scris cuvânt cu cuvânt Constituția asta. Dar dacă ați fi scris-o și știați acolo așa, zice că dacă nu mai există calitatea, nu mai aveți calitatea. Sunt, există, calitatea calitatea de președinte nu poate lua decât Marea Adunare. De aceea există calitatea. Există calitatea pentru că nu un grup contra-revoluționar care se instituie, se declare Comitet de Salvare Națională, care e Comitet de Trădare Națională a Independenței Țării, nu el poate. Asta e problema. Discutăm cu cetățenii. Nu se poate nimeni în lume. Discutăm cu cetățenii acum. Nu mă bați, au zis cu părare. Nu mă dați aia zis sau nu. Vorbește inculpat. Nu sunt inculpat, sunt președintele României, cum a dat la doua oară inculpat. Și voi rămâne, voi răspunde în fața Marei Adunări Naționale și a reprezentanților clasei muncitoare. Și cu asta am terminat. Totul minciuni de la un cap la altul. A celor care au dat lovitura de stat, trădând poporul, mergând la distrugerea independenței României.
dar nu se poate stabili un dialog civilizat, rațional, un oameni logic, corect. Când mă duceam în fabrică, mă ridicam în fața muncitorului. Domnule președinte, ai mai dat o avem. Ne-am iubit poporul iubit și nu... De ce ați spus și n-ați spus să stați de vorbă cu poporul? Care poporul? Care l-ați adunat. N-am fugit. Și acei care au trădat, inclusiv unul prezent aici, a chemat elicopterele, i-a dat ordine. La sfârșitul lunii martie am lichidat datoria externă a țării, care în 1980 reprezenta peste 11 miliarde dolari. În total, din 1975 până în martie 1989, am plătit circa 21 miliarde dolari, din care dobânzile reprezintă peste 7 miliarde dolari. În acestea nu sunt cuprinse datoriile pe care le-am avut în ruble și care, de asemenea, au fost de mult achitate. Vă rezolvăm ca simpli cetățeni, cu speranța că veți spune vreodată adevărul și nu veți lucra pentru nimicirea României. Până la eliminarea acestei bande de trădători de țară, care în legătură cu străinătatea a organizat lovitura de stat. În fața loviturii de stat nu răspund. Celor care au chemat armate de străinți în țară nu răspund. Tenea de stat, de Marea Adunare Națională, cei care prin lovitură de stat, prin trădare, au zupat puterea, cum s-a întâmplat sute și sute de ani în istoria României, au sfârșit prin a răspunde în fața poporului. Da. Da. Puteam fi împușcat fără niște mascara. Și omul ăsta. Și nu o da. De ce am fugit fiind asta de vorba? Nu o da. Cine a dat lovitura de stat, Jurnalul Săreta, poate să-mi coste pe oricine. De care să din țară, da? Mâinia va trăi veci de veci și toți trădătorii, oricât vor fi, va trăi România și poporul român liber.